veste a morții jurnalistei Cristina Țopescu a șocat pe toată lumea și o țară întreagă se întreabă ce s-a întâmplat. Ancheta privind decesul Cristinei Țopescu e în plină desfășurare. Potrivit unor surse din Institutul Național de Medicină Legală, la autopsie au fost descoperite urme de medicamente. Medicii spun că din această cauză este necesară o verificare toxicologică. Bună seara, mă bucur și vă mulțumesc celor care sunteți azi cu noi. În viață trebuie să te lupți și să ți se pare ceva normal asta. Asta e condiția noastră până la urmă. Viața este, spun o banalitate, dar viața este o luptă și trebuie să o luăm ca pe o normalitate. Un apel la 112 a alertat poliția, iar un echipaj a mers la casa din Otopeni, unde locuia jurnalista. Polițiștii au intrat în casă, iar potrivit unor surse, au găsit-o pe Cristina Țopescu în pat fără semne de viață. În această dimineață a apărut și un mesaj de la vecina care a sunat la 112. Mesajul a fost postat chiar pe pagina de Facebook a jurnalistei. Numele meu este Diana Maria. Administrez pagina creată de mine pentru Cristina Țopescu în urmă cu câțiva ani. Cristina, care îmi este prietenă și vecină. Eu am sunat la 112. Chris avea obiceiul de a schimba planurile în ultima secundă și să nu sune. Avea mai multe invitații, nu știa unde va merge de Crăciun și Revelion. În plus, așa era Cristina. Câteva zile cât au avut telefoanele baterie, suna în gol. Și s-a mai întâmplat asta de multe ori. Să nu dea semn și două săptămâni, apoi să sune și să povestim. Astăzi am intrat în panică pentru că toate erau închise, ori un telefon care să nu meargă era pentru ea o dramă. Așa e Chris. Mesajul este însoțit și de o captură de ecran în care se vede cum a fost realizat un apel de 3 minute și 18 secunde la 112 la ora 21 și 12 minute. Nu am văzut persoane să perinde pe la dânsa decât o singură femeie care nu o cunosc. Eu ca părinte, dacă un copil, chiar dacă nu vorbesc cu el, mă îngrijorez. Adică, băi, ăsta nu mai dă niciun semn de viață. Ia să vedem. Apelez la cel de-al doilea copil, ia dă o tură pe acolo, vezi ce s-a întâmplat cu ea, că bănuiesc că ea a anunțat dacă pleca în străinătate pe undeva, nu? Undeva spunea ceva, nu? Colegilor de servici, nu? Ea a rămas aici pe loc și atunci când rămâne un om pe loc și nu-ți mai dă niciun semn de viață, trebuie să te intereseze ca părinte. Poliția a deschis un dosar de moarte suspectă, așa cum se obișnuiește în astfel de cazuri, însă până acum nu există niciun detaliu cu privire la cauza morții Cristinei Țopescu. Din familia ei nu mai vedea nimeni? Nu, din câte știu eu, nu. Și când pleca de acasă, vă lăsa în grijă, nu știu, să alucați în altă. Da, dar întotdeauna vorbea cu mine și eu invers. Chiar am sunat-o înainte să plec de sărbători și am rugat-o să uite și la mine acasă. Înainte de Crăciun? Înainte de Crăciun. Ultima dată am vrut că am 21. Cristina Țopescu s-a născut în Oradea pe 4 iulie 1960, fiind primul copil al comentatorului sportiv Cristian Țopescu. Moștenind pasiunea pentru televiziune de la tatăl său, Cristina Țopescu a făcut carieră la pupitrul știrilor, fiind Ani buni crainică la ProTV, după care a devenit imaginea jurnalului de la Prima TV timp de 12 ani. Ne aflăm în acest palat, Palatul Elisabeta. A trăit multe clipe mai curând nefericite decât fericite. Asta sunt lucruri care nu se uit niciodată. Când era mică, Cristina Țopescu a cochetat cu lumea sportului. În timpul adolescenței, tatăl, marele comentator Cristian Țopescu, a îndrumat-o pe o altă cale, cea a scrisului și a jurnalismului. În perioada 1970-1979 a apărut la numeroase emisiuni de copii și tineret, după care i-a fost interzis să mai intre în TVR din cauza dosarului familiei Țopescu. Tatăl căzuse în disgrația regimului comunist, iar mama era plecată în Germania. Gata cu sportul, trebuie să te ții de carte, nu ești vreo Nadia Comăneci și dacă tot nu o să ajungi foarte mare, mai bine vezi tu de treaba ta și de școală. Pasionată de cărți, Cristina Țopescu a ales să urmeze cursurile Facultății de Limbi Străine, însă viața a condus-o tot în lumea presei. Așa cum îți spun eu de la tăticu, vreau să-mi răspund prin da sau nu. M-ai iertat că atunci când am încercat să fug din țară, nu ți-am spus nimic și că n-ai știut nimic când mama mea era bolnavă? M-ai iertat pentru asta? În momentul acela am fost în momentul acela am fost atât de surprins încât am rămas fără cuvinte și am trăit alături de tine toată suferința pe care ai parcurs-o. Dar m-ai iertat? Până la eliberarea ta de închisoare. M-ai iertat? Da. Însă până la cariera de succes din televiziune, viața i-a pus multe piedici. În toamna lui 89 a vrut să fugă din țară, însă tentativa a eșuat, iar Cristina a fost purtată prin mai multe închisori, iar la final a fost condamnată la 3 luni de închisoare pentru tentativă de trecere a frontierei. A fost eliberată pe 19 decembrie 89 și a ieșit în stradă. Începuse revoluția. La 30 de ani de atunci, Cristina Țopescu a realizat ultima sa emisiune pe 17 decembrie la postul de televiziune Canal 33, acolo unde realiza interviuri neconvenționale.
M-am gândit să vă fac o bucurie fiecăruia dintre voi. Yeah. Mihaelei, am și scris pe Facebook, Mihaelei, să-l întâlnesc cu Vlad o dată în plus, pentru că știu că e o bucurie pentru ea, și ție să te întâlnesc cu Mihaela. Ne vedem între Crăciun și Revelion. Cristina Țiopescu lucra de câteva săptămâni la Ministerul Sănătății, era consilier în comunicare. Conform colegilor săi, ultima dată când a venit la serviciu a fost pe 20 decembrie. Atunci a avut o ședință cu cei din departamentul unde lucra. Colegii spun că în acea zi părea în formă și era veselă. Moartea jurnalistei i-a șocat pe toți. Suntem consternați de această veste care a căzut ca un trăznet pentru noi. Atât eu cât și echipa din Ministerul Sănătății regretăm profund dispariția acestui om minunat, o stea care a inspirat atâtea generații de telespectatori. A fost un privilegiu pentru mine să lucrez cu Cristina Țiopescu, care s-a alăturat echipei noastre de comunicare de curând și până în ultima clipă a demonstrat că este un profesionist desăvârșit, a spus Victor Costache, Ministrul Sănătății. Eram bune prietene și... Nu-mi vine să cred, eu nu-mi revin pur și simplu. Să știți că m-am uitat pe WhatsApp și ultima postare a fost în 28 decembrie. Nu pot să cred, refuz să cred că s-a putut întâmpla așa ceva. Nu-mi vine să cred. Oricum, e prima dată când nu mi-a răspuns la urările de... I-am zis și de Crăciun și de Sfântul Cristian, ca să spun așa, și n-a răspuns nimica. Și la fel de anul nou și nu mi-a răspuns nimic, nu m-am putut gândi la așa ceva. Ea a avut o stare depresivă după ce s-a stins domnul Cristian Țiopescu și, mă rog, a depășit foarte, foarte, foarte greu acel moment. De asemenea, europarlamentarul Rareș Bogdan, fost realizator de televiziune, a vorbit și el despre omul care a fost Cristina Țiopescu. E ca un trăznet, așa, e o veste groaznică a începutului de an. Pur și simplu, nu vine să cred. Cristina a fost un om special. E o pierdere, să știți, o pierdere mare. Pentru că atunci când pleacă un om bun dintre noi, un om sensibil, sigur ne bucurăm că ajunge. Sigura bucuria mea este că l-am întâlnit pe tatăl ei. Toți cei care au cunoscut-o au rămas fără cuvinte. Ultima dată când ne-am întâlnit, nu mai mult de o lună, era vie, era foarte... avea planuri... Nu arăta niciun fel de om bolnav sau care să aibă vreo suferință, să fie amenințat cu moartea, nu mai vorbesc. Era un om care avea viața înainte. Nu mai venim să cred, iar condiția, mă gândesc la ultimele zile, stând singur în casă, cred, ce să fi fost acolo, un infart? Este o veste, cum să zic, ne-a devastat pe toți și aici în casă plângem toți. Nimic nu prevestea tragedia, spun apropiații realizatoarei TV. Am cunoscut-o pe doamna Cristina Țiopescu și vă mărturisesc că o să-mi rămână tot timpul în memorie un om, în adevăratul sens al cuvântului, dispus permanent să dea o mână de ajutor și celui care nu îi cerea această mână de ajutor. Apoi am cunoscut-o ca fiica tatălui. Avea un respect și o prețuire extraordinară. Am cunoscut-o ca reporter, am fost în mai multe emisiuni invitată la doamna Țiopescu și vă mărturisesc că spunea, sigur nu ne-a apărat în emisiune, dar declara întotdeauna am grijă să mă ridic la înălțimea așteptărilor pe care le-ar fi avut tatăl meu, ceea ce fără îndoială nu e puțin, pentru că și tatăl a fost un ziarist remarcabil. Ultimul mesaj postat de Cristina Țiopescu pe Facebook a fost pe data de 26 decembrie 2019, în a doua zi de Crăciun. Continuăm. Anul a început cu o discuție insistentă despre pensii, cele existente și cele viitoare și, evident, sursa banilor necesari pentru ele. De la cum se plătesc cele de acum și de unde vor fi fonduri pentru creșterea promisă, care de altfel apasă enorm pe buget, până la o eventuală creștere a vârstei la care te poți retrage din câmpul muncii sau dacă se mai poate cumula pensia cu salariul. O discuție care îi interesează deopotrivă și pe vârstnici, dar și pe cei tineri care se întreabă cum le va arăta viitorul. Vorbim despre toate acestea cu ministrul muncii, Violeta Alexandru. Bună seara, doamnă! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! A început discuția asta despre creșterea vârstei de pensionare și cu cât puterea momentului dă asigurări că nu e nimic serios, că vor fi consultări, că e doar o propunere, că e opțional, cu atât vin întrebări și mai multe și critici din partea
celor care au fost la guvernare până de curând. Hai să vorbim un pic despre această poveste cu creșterea vârstei de pensionare până la 70 de ani. Cât de serioasă e discuția asta, de la ce a plecat? Discuția a plecat în primul rând de la faptul că în toată Europa această dezbatere există. M-am întors de curând de la Bruxelles în decembrie, unde am avut o reuniune cu miniștrii muncii din statele membre și această temă, alături de cea a salariului minim, a fost unul dintre subiectele dezbătute pe larg. Am și menționat de-al minteri la o intervenție în presă la revenirea mea în țară că acesta este un subiect de discuție în spațiul european. Ulterior, solicitând echipei mele din minister să documenteze subiectul, de-al minteri suntem în plină etapă de documentare, fără să fi conturat propriu-zis un proiect de amendare legislativă, ci mai degrabă facem o părere despre ceea ce se întâmplă în celelalte țări membre UE, ceea ce se întâmplă în acest moment în România și, bineînțeles, ținem cont de toți factorii specifici României. Mă refer la speranța de viață, care este diferită față de cea a celorlalte țări. Mă refer la disponibilitatea românilor de a munci, pentru că să știți că sunt persoane care au disponibilitate să-și continue activitatea, mai ales în învățământ, în mediul rural. Sunt oameni care își doresc să-și continue activitatea și există la Ministerul Muncii și aceste semnale, după cum există și semnale din partea celor care se pensionează mai devreme. Prin urmare, suntem departe de a lua o decizie pe acest subiect. Dar știți că lumea se întreabă în momentul în care începe o astfel de discuție, domnule, de la ce a plecat? E clar că nu iese fum fără foc. E clar că vor să facă ceva. Nu e niciun foc ca să iasă fum. Este o abordare serioasă, riguroasă, în sensul de a documenta care sunt practicile europene și respectiv de a analiza posibilitatea de a crea opțiunea românilor, repet, a spus-o și premierul, a spus-o și președintele Iohannis, este vorba despre o opțiune care se manifestă ca fiind necesară, mai ales în învățământ, mai ales în rândul cadrelor didactice și nu numai. E vorba despre oameni care își doresc să-și continue activitatea și cer statului să le dea această posibilitate. Nimeni, absolut nimeni, nu a discutat despre un imperativ, despre o obligație, despre modificarea legii în sensul de a fi obligatoriu să lucrezi până la o vârstă înaintată. Absolut nimeni nu a vorbit despre acest lucru, însă propaganda, fake news-ul pe care PSD îl propagă, face să creeze panică în populație și pentru acest lucru sunt responsabili în mod direct. Câteva precizări. Dacă e vorba de profesori, învățători pe care îi invocați, asta înseamnă că vorbim despre sectorul public în acest moment. Sau vorbim despre o creștere generală a vârstei de pensionare la cerere în orice domeniu, în orice sistem, ca să înțeleagă toată lumea. Repet, suntem departe de a lua o decizie în această privință. Nu, dar propunerea la dar care... Dar nu există o propunere conturată în sensul... Atunci ideea de la care s-a plecat vizează și sectorul privat și cel de stat? În sectorul public această opțiune există în acest moment. Orice om care dispune de resurse în propria companie poate face o ofertă unei persoane să-și continue activitatea dacă apreciază că persoana respectivă e aptă de muncă în continuare, dacă evaluează că expertiza acesteia este valoroasă pentru companie. Și să știți că sunt asemenea persoane cu o experiență extraordinară care sunt foarte căutate de mediul privat și implicit de mediul public pentru a-și continua activitatea. Este o realitate a zilor. Nu putem trage o linie și spune nimeni nu mai vrea să muncească, așa cum afirmația a PSD, cum că aș fi spus că românii sunt leneși, m-a pus în situația în care să trebuiască să ofer niște explicații pentru ceva ce nu am spus. Prin urmare, nu toți oamenii vor să lucreze mai mult și e dreptul lor să se pensioneze după o viață muncită la vârsta la care se pot pensiona și sunt oameni care își doresc să-și continue activitatea. Statul trebuie să creeze toate condițiile pentru toate aceste categorii și să le dea posibilitatea să decidă pentru viața lor. Analiștii mai cinici spun altceva și lucrurile sunt legate, de fapt. Resursa de muncă e din ce în ce mai săracă, cei care sunt calificați pleacă și atunci nu că propune Ministerul Muncii sau Vicepremierul sau Guvernarea Liberală chestia asta. Vom fi forțați să păstrăm în câmpul muncii persoanele vârstnice pentru că ele își doresc să lucreze, pentru că ele au suficientă experiență și pentru că nu avem de unde să mai luăm persoane tinere de fapt. E adevărat? Nu. Abordarea pe care noi o avem nu are nicio legătură cu forțarea persoanelor să-și continue activitatea. Nu are absolut nicio legătură.
vom dezbate societatea. Nu, dar pare o facilitate, chiar dacă nu e o obligație. Adică și așa n-aveți de unde să mai recrutați în anumite domenii, mai bine păstrați-i la cererea lor, la opțiunea lor, pe cei care sunt mai în vârstă, dar vor să muncească. Vorbim despre faptul că un stat care vede care sunt tendințele trebuie să creeze tot cadrul necesar pentru ca cele două părți, angajatul și angajatorul, să găsească cea mai bună formă de colaborare. În momentul în care nu creezi aceste posibilități, ajungi la ceea ce spui, la spuneți, ajungi la situația în care ai nevoie de forță de muncă și când te uiți în preajmă nu găsești și atunci nu ai posibilitatea să apelezi la cineva experimentat pentru că nu există cadrul legal care să permită acest lucru. Eu înțeleg, doamna ministru, că suntem departe de o propunere măcar. Da, suntem departe de o propunere. Da. Cum se va coagula o astfel de idee sau cum veți testa răspunsul societății? Pentru că asta e o chestiune, cum să spun, în momentul în care te privește direct și privește banii tăi și te gândești oare nu cumva ce interes aș avea să spun eu că vreau să lucrez până la 70 de ani. Poate că se vor găsi persoane care se simt de acum utile și în viitor și vor spune da, eu vreau, dar probabil că vor fi foarte puține. Întrebarea mea e cum măsurați răspunsul social? Dincolo de postările PSD, dincolo de fake news, dincolo de ce cred eu sau câțiva dintre cei care ne privesc. Cum facem? Avem toate canalele de comunicare deschise. Eu sunt un ministru ușor atipic. Sunt în contact direct cu cei care vor să-mi scrie, cu cei care mă sună, cu cei care îmi trimit mesaje. Vor fi o serie de dezbateri pe care ne propunem să le organizăm în spațiu public și pur și simplu din reacția pe care o urmărim și noi și prin intermediul presei, dar și în mod direct prin celelalte categorii tip partenerii sociali care dezbat la rândul lor aceste subiecte și cu care eu personal sunt într-un contact permanent și acești parteneri sunt surse de informație foarte bune pentru noi, dar repet, importantă este reacția socială, important este să înțeleagă mesajul că nu este niciun fel de constrângere, nu este obligație, ci este crearea unei posibilități pentru cei care își doresc să-și continue activitatea din diverse motive, pentru că vor să suplimenteze veniturile care se calculeze la pensie, pentru că pur și simplu se simt bine lucrând. Și am văzut în diverse medii oameni în vârstă care, pentru a evita depresia până la urmă, starea de singurătate, își doresc să aibă o activitate ca să-și pună în valoare toată expertiza pe care au acumulat-o de-a lungul vieții. Statul trebuie să creeze aceste posibilități fără să constrângă pe nimeni, dar trebuie să pună la îndemână toate aceste pârghii, toate aceste instrumente prin care oamenii să decidă pentru ei. Noi știm că în Uniunea Europeană există deja măsura luată și aplicabilă la nivel european de creșterea vârstei de pensionare încă de acum câțiva ani. Unele țări au ajuns deja la acele vârste de 65 de ani la bărbați și 62 sau 63 sau 64 la femei. România are de făcut obligatoriu și ea niște pași în direcția asta de a mai crește, nu până la 70, de a mai crește vârsta de pensionare? Eu nu vorbesc de obligativitate, că nu este cazul. România are de discutat despre ce se întâmplă în societate în acest moment și care sunt opțiunile pe care le avem. Important este să declanșăm o asemenea dezbatere care să răspundă nevoilor pe care românii le au în toate domeniile. Nu e cazul să vorbim despre obligativitate, pentru că nu este cazul. Nu aceasta a fost abordarea noastră, am explicat-o de la început, numai că PSD creează frică că cineva îi va ține cu forța pe român la serviciu în condițiile în care, repet, speranța de viață la noi nu este PSD, la fel de ridicată. Iertați-mă, sau de felul în care poate colegii dumneavoastră din guvern sau din partid au gestionat comunicarea în legătură cu această problemă. Pentru că să vii cu o declarație de tipul nu credem că România ar fi pregătită pentru creșterea vârstei de pensionare. Și toată lumea s-a întrebat automat, dar stați puțin, de ce vorbim despre asta? Adică, am înțeles, ne spuneți că nu suntem pregătiți, dar de ce simțiți nevoia să ne vorbiți despre lucrul ăsta și cât de pregătiți sunt? A apărut o încercare a mării cu degetul, să vedem ce se întâmplă. Eu cred că informațiile trebuie luate din surse oficiale. Eu sunt una dintre ele. Vicepremierul e și el o sursă oficială. A vorbit despre asta prima oară. Nu, dar a vorbit foarte corect. Vicepremierul a vorbit corect despre opțiunea de a putea să-ți continue activitatea. Nici o clipă nu a vorbit despre constrângere. Nu, evident. Despre opțiune. Dar toată lumea s-a întrebat, dar de ce ne povestiți asta acum? Nu, da, ai explicat doamna vicepremier că face parte acest demers dintr-o serie de măsuri. De exemplu, sunt în plin proces la Ministerul Muncii ca răspuns la avalanșa de mesaje
Unele dintre ele, vă spun cinstit, răscolitoare de la pensionari, care mi-arată negru pe alb câte probleme sunt în recalcularea pensiilor. Și acesta este un șantier pe care lucrăm. Este un grup de lucru care și-a stabilit un termen limită de 11 februarie pentru a face un inventar a nenumăratelor probleme pe care le-am găsit în minister ca urmare a aplicării legislației privind pensiile. E interesant, este, spuneți-ne ceva mai concret. Ce înseamnă asta? Că lumea nu se pricepe de fapt să aplice această lege? O aplică diferențiat în funcție de pe cine întrebi? Sunt atât de multe probleme încât ar trebui să dedicăm o emisiune. Eu voi avea o diagnoză pe baza tuturor informațiilor pe care le am, inclusiv pe baza consultărilor pe care le am cu toți reprezentanții caselor județene de pensii. Ne vedem joi împreună. Sunt datoare să le trec în revistă în primul rând cu domniile lor, sunt datoare să ascult explicații tehnice de la aceștia, dar problemele sunt de toate tipurile, de la încadrarea în grupe până la probleme, cum să vă spun, de neimaginat în 2020, probleme de arhivă, problemă de imposibilitate de a accesa anumite informații necesare în arhivă pentru calcularea pensiei, probleme care țin de interpretare într-adevăr diferențiată, probleme care sunt generate de instanțe și care au judecat în mod diferit în județe ale țării aceeași speță și ca atare jurisprudența a afectat în mod direct uniformitatea în aplicarea legii. În foarte scurtă vreme voi face acest inventar. Îmi pare rău, dar trebuie să o spun. PSD știa aceste probleme, a preferat să dea legi, dar să nu se uite la problemele generate de aplicare. Eu m-am decis să mă uit și să le punem pe masă și să le rezolvăm. Ca atare, problema discuției despre opțiunea de a-ți prelungi activitatea nu este singura preocupare a ministerului, ci vă spuneam, sunt mai multe... Dar e una pe care o doriți coagulată într-un fel sau altul până la finalul mandatului, fie el cel avut în vedere acum, fie un viitor mandat al guvernării PNL, dacă mai obține... Eu nu sunt alegeri, omul care să-mi impun... Dați-ne un orizont de timp, cum ar veni, cam asta... Eu nu sunt omul care să-mi impun punctul de vedere dacă reacția în societate și suntem într-o fază incipientă. Important este să dezbatem acest subiect, să avem în scurtă vreme și o serie de analize pe care chiar noi, Ministerul Muncii, să le aducem în dezbatere despre vârsta medie de pensionare pe categorii, pe sectoare de activitate. Suntem datori să avem aceste discuții în societate și funcție de reacții, bineînțeles, că vom contura un proiect. Mi-e greu să vă dau un orizont, să știți că nu mi s-a cerut, așa cum eu mi-am autoimpus acest termen de 11 februarie pentru prezentarea tuturor tipurilor de probleme generate de legea pensiilor. În acest caz, nu mi s-a cerut un termen imediat, mi s-a solicitat să mă aplec serios, așa cum sunt obișnuit asupra subiectului, să generez o discuție cu toți cei interesați. Vorbesc de echipa guvernamentală, da, vorbesc de colegii mei din guvern care au încredere în mine că gestionez un proces cât de serios cu putință și în momentul în care din societate, din dezbateri, din datele noastre se conturează o soluție, acela va fi momentul în care vom comunica. N-am cum să mă hazarder să vă spun 3 săptămâni, eu de regulă nu trag de timp, dar n-am cum să vă spun că sunt săptămâni, că e o lună, ar fi neserios, v-aș spune așa, fără niciun fel de... Cum ziceam, toate lucrurile sunt legate, se întâlnesc pe undeva fiecare cu fiecare. În ceea ce privește cumulul pensiei cu salariul, unde suntem aici? Ce trebuie făcut? Suntem în situația în care PSD a atacat la Curtea Constituțională această prevedere din pachetul de reglementări pe care guvernul Orban și-a asumat răspunderea. Așteptăm ca în forul curții să se ia în dezbaterea acest subiect și vom acționa funcție de ce decide Curtea. Eu rămân convinsă, eu am 44 de ani. Ar însemna că anul viitor să mă vedeți pensionată. Rămân la părerea că pentru această categorie despre care vorbeam, care are tendința să se pensioneze, să se bucure de avantajul pensionării mai devreme, în timp ce după pensionare cumulează pensia cu venitul din salariu public pentru că se întoarce în sistemul public, pentru această categorie trebuie să punem lucrurile corect pe masă. Este greu de crezut doar în cazuri deosebite, cu privire la care nu este nimeni, absurd. E vorba de o problemă medicală, e vorba despre o persoană care realmente are dreptul să iasă la pensie la 45 de ani. Dar cine este apt de muncă și de fapt vrea să lucreze și așteaptă doar să beneficieze de această prevedere și se întoarce în unele situații chiar pe același post de pe care s-a pensionat?
Asta nu e o problemă, doamna ministru, care are legătură cu clientela politică, pentru că nu ți-e riscul ăsta decât dacă știi că vei fi primit înapoi și că vei avea și oarecare stabilitate, măcar de 4 ani, cât un mandat, dacă nu mai mult chiar. Hai cu încă un an jumate până reușește viitoarea putere să te disloce de acolo, dacă e cazul. Dar e pe scară largă răspândită povestea asta? Nu, sistemul în poliție este pe un număr suficient de mare, dar n-aș specula, asta am vrut să vă răspund cu acest lucru, n-aș specula, aș spune că persoanele sunt într-adevăr competente. Este clar că în ele s-a investit până la vârsta respectivă, sunt oameni care știu ce au de făcut, sunt foarte buni și atunci șansa ca ei să fie reprimiți pentru că rămâne un gol odată cu pensionarea lor este foarte mare. Și atunci cum îi poți opri să se pensioneze la acești 45 de ani, 46 de ani și după aia să revină? Trebuie să le creezi o piedică. Și asta este o dezbatere pe care trebuie să o avem, dar nu e vorba de a-l opri. Ceea ce noi am simțit nevoia să reglementăm pur și simplu pentru corectitudine este că trebuie să ai posibilitatea să optezi. Este legat de opțiunea de a alege între pensie și salariu. Aceasta este măsura pe care noi am văzut-o oportună în acest moment, o măsură care ține de corectitudinea cheltuirii banilor publici și, în general, de așezarea unor repere corecte în societate. Să vorbim un pic și de plata pensiilor de acum. Există această discuție despre de unde o să vină banii. Semnalul cel mai alarmant cumva l-a tras guvernatorul BNR prin acea faimoasă declarație de săptămâna trecută: dacă ai o creștere economică de 4%, cum poți să dai ceva cu 40% mai mult, referindu-se la creșterea punctului de pensie în toamna acestui an. Și de aici, bineînțeles, începe dezvoltarea unei discuții care nu-i de ieri de azi, despre unde, de unde să vină banii ca să faci creșterea asta. Una este o discuție de unde să vină banii pe anul acesta și alta este o discuție ce se întâmplă cu veniturile care alimentează pilonul 1, ce se întâmplă peste 25 de ani, peste 30 de ani, o chestiune care din nou constituie o preocupare pentru Ministerul Muncii și cred că trebuie să constituie pentru noi ca societate. În ceea ce privește creșterea pentru anul acesta, creșterea, sumele aferente sunt prevăzute în buget. Chiar nu am ce să comentez mai mult pe acest aspect. Sigur, privim cu toată seriozitatea toate semnalele. Banca Centrală, analiștii respectabili au tras un semnal de alarmă cu privire la impactul pe care o asemenea creștere l-a avut. Știa și PSD acest lucru când a făcut reglementarea. Suntem însă datori să punem legea în aplicare și, repet, în bugetul pe 2020 aceste fonduri sunt prevăzute. O alta este discuția de perspectivă îndepărtată, foarte îndepărtată, dar care trebuie să ne preocupe cu privire la contribuțiile la pilonul 1 și sustenabilitatea pilonului 1 în a ne asigura unor oameni ca mine și ca dumneavoastră pensiile și oameni inclusiv de vârste mai mici, pensiile în momentul în care vor ajunge pensionari. Și aici PSD a panicat. Eu am spus că e vorba de o chestiune de perspectivă, de 30 de ani și mai mult. PSD a zis, v-a spus cumva, a sugerat că nu sunt bani de pensii. Eu cred că oamenii trebuie să-și ia informații de la surse și am toată convingerea că o vor face și că au această capacitate de a echilibra, de a discerne. O parte din adevăr rămâne și anume, bun, acum vorbim de plata pensiilor, dar pe viitor, că sunt niște factori obiectivi și anume scăderea demografică, scăderea numărul demografică celor care contribuie ca să poată plăti pensiile tot mai multora dintre cei care se pensionează, nu? Până la urmă. Adică crește numărul pensionarilor, scade numărul contribuabililor, mai pleacă și lume din țară. Exact acestea sunt cauzele care m-au determinat și pe mine să răspund unei întrebări din partea unui coleg de-al dumneavoastră, unui jurnalist. Și am spus că n-ai cum să nu fii îngrijorat, adică ar fi negarea evidențelor să nu vezi că în România, în acest moment, situația demografică arată îngrijorător. Sigur, nu o să depunem armele și nu o să renunțăm la tot pachetul de măsuri pentru natalitate care trebuie să ocupe un loc central în politicile unui stat. Dar realitatea este că populația scade, că foarte mulți români pleacă în afară. Deschid o paranteză scurtă aici. Avem probleme
foarte mari în comunicarea caselor de pensii cu omologele lor din alte țări. Sunt români care așteaptă și acum de ani de zile un răspuns legat de luarea în considerare de către casele de pensii, respectiv invers, a stagiului de cotizare din țara în care lucrează. Deci problemele sunt nesfârșite și, repet, le inventariem și le discutăm ca să vedeți cum arată peisajul în acest moment. Sunt români care pleacă în afară, tot mai mulți. Acest lucru arată că partea activă a populației nu mai este aici în număr atât de mare cum era în anii anteriori ca să contribuie. Rapoartele internaționale ne arată negru pe alb că avem o problemă de natalitate și de îmbătrânire a populației. Prin urmare, matematic, în 30 de ani și mai mult, numărul celor care vor contribui la pilonul 1 va fi cu mult mai mic decât cel pe care îl avem în acest moment și ca atare și resursele de la pilonul 1 vor fi afectate. Bun. Și de aici începem discuția despre cât trebuie mărită contribuția la pilonul 2. Adică acolo unde administratorii de fonduri private de pensii investesc acei bani, obțin un randament și nu te lasă să te bazezi doar pe mila, să zicem așa, cu ghilimele de rigoare, celor care îți vor plăti ție pensia în sistemul de stat peste niște ani. Că săracii n-au nicio vină. Dar o să fie puțini, o să fie plecați și așa mai departe, cum tocmai am vorbit. Nu este chiar o milă, nu este, sincer, dreptul fiecăruia să primească bani la pensie. Așa cum știți, în acest moment noi, cei care suntem activi, plătim, alimentăm fondurile pentru pensionarii de astăzi și în spatele nostru generațiile care vin pentru noi. Nu cred că în acest moment se pot lua decizii radicale de creștere, radicale spun, dar eu personal sunt în favoarea unei analize riguroase și colegii mei de la finanțe și lucrează în acest sens pentru creșterea contribuției la pilonul 2, fără niște decizii radicale, pentru că într-adevăr contribuția la pilonul 2 are efect asupra pilonului 1, care însă tradițional oricum deficitul i-a fost alimentat de la bugetul de stat. Dar în esență noi trebuie să creștem numărul contribuabililor la pilonul 1 concomitent cu o gândire liniară privind creșterile la pilonul 2. Dar care și e eu cred acea creștere, iertați-mă, acea creștere de contribuție care să nu fie nici radicală, dar să și existe? Nu pot spune adică în acest moment. Adică un cât la sută în plus? Un 1,5? Un 2,5? Nu știu. Da, și o manieră încât să fie pe undeva pe acolo. Nu, chiar nu am în momentul acesta cifra deja decisă ca să vă pot comunica, dar e vorba despre o creștere pe care noi ne-o dorim într-un sistem în care, în pofida a ceea ce se spune public, cu precizarea că îi trebuie o discuție aplicată despre randament, cu adevărat îi trebuie o discuție aplicată despre randament, în condițiile în care, în cadrul legal actual, investițiile pe care administratorii de fonduri le fac din banii cu care contribuim la pilonul 2 sunt foarte prudente. Și atunci trebuie să discutăm. Dorim puțin mai riscant, ca să spun așa, atunci în sensul că dorim să riscăm ca să câștigăm, ca să dăm voie administratorilor să facă această mișcare, atunci ne asumăm că există orice fel de risc. În acest moment investițiile sunt foarte prudente. Deci ca să înțeleagă toată lumea, statul este cel care dă drumul la lesă, hai să zicem așa. În sensul acesta, dar permite administratorilor cât de tare să se lanseze în investiții, exact, riscante sau nu, exact, ca să producă bani mai mulți pentru viitorii pensionari. În acest moment, politica este de prudență pentru investițiile pe baza contribuțiilor noastre și, repet, eu sunt pentru o discuție argumentată cu privire la randament, dar în același timp aș vrea să insist pe utilitatea contribuției în pilonul 2, un pilon care îți oferă posibilitatea de a avea o trasabilitate a banilor pe care tu îi depui acolo și pur și simplu de a avea o rezervă pentru momentul în care te pensionezi și în care fondurile din pilonul 1 sunt insuficiente pentru nevoile pe care cel mai probabil le ai la acea vârstă. Ești în vârstă, ai nevoie de medicamente, de o serie de lucruri pe care e bine să ai resursele să le poți acoperi și contribuția de la pilonul 2 nu va face decât să vină în complementar cu cea pe care o la fel, primi. Există un orizont de timp pentru luarea unei decizii? Până la sfârșitul anului va
trebui să este în programul de guvernare până la sfârșitul anului, până, mă rog, în toamna acestui an, trebuie să avem o poziție consolidată pe acest subiect. Mai lămuriți-ne un lucru, doamna ministru, legat de polemica din aceste zile, legată de plata pensiilor. Mărturisesc că n-am înțeles ce a dus la toată discuția asta despre cele câteva zile de întârziere în plata pensiilor. Ați acuzat băncile, dacă am înțeles bine, sau o parte din ele, că lucrează după un model pus de acord cu fosta guvernare, prin care să întârzie o zi, două, dacă au această posibilitate, în funcție de weekend, plata unor pensii. Lămuriți-ne și pe noi, vă rog. Ce legătură are PSD-ul cu asta și... Critica mea în spațiu public, pentru că eu nu critic înainte să vorbesc cu cei cu care lucrăm și am mâine o întâlnire cu băncile pentru a ne uita pe convențiile semnate cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice. Critica mea a fost față de acele sucursale care m-au sfidat, care mi-au transmis că nu plătesc, deși știam că au bani în cont și că așteaptă, deși în convenție prevederea este că vor plăti până la două zile, maxim la două zile, deci maxim, nu minim două zile, deși aveau bani în cont și care, alimentate din informațiile pe care le am, inclusiv din cercuri politice, îmi transmiteau mesaje că deși le intraseră bani în cont joi, că vorbim de săptămâna trecută, n-au plătit, nu vreau să plătească vineri, decât în momentul în care am avut o poziție publică și lăsau pe pensionari să-și treacă și weekendul fără pensie și să primească banii abia luni. N-am înțeles de ce trebuie să... Este foarte grav ce ne spuneți, că există o influență din cercuri politice asupra conducerii unor bănci. Nu pot să... Nu e vorba de conducere, cât e vorba de sucursale. Păi nu cred că un funcționar de sucursală ar decide cu de la sine putere pentru că are o pilă sau o cunoștință în PSD. Eu vă rog să urmăriți reacțiile. Să facă de la ei putere o amânare de plată. Eu vă rog să urmăriți reacțiile și modul în care am fost certată exact de reprezentanții PSD, cum îndrăznesc să determin sucursalele băncilor să facă plăți mai devreme. Să se hotărască PSD, dorește mai târziu sau nu e bine mai devreme sau nu e bine mai târziu. Și asta v-a alimentat temerea că s-ar putea ca PSD-ul să fie influențat băncile. Mi-a dat mie un indiciu. Știți că e o acuzație foarte gravă, ea trebuie probată. Acest lucru mi-a dat mie un indiciu că există o aplecare a reprezentanților PSD de a folosi orice pârghie posibilă, de a vorbi public, astfel încât să influențeze pe conducătorii sucursalelor bancare să analizeze în mod diferit față de ceea ce convenisem că trebuie să se întâmple, și anume, banii în cont sunt joi. Nu văd niciun motiv pentru care să nu se plătească vineri, în condițiile în care facem un efort cu toții, pentru o situație excepțională pe care am perfect o avem de acord cu dumneavoastră. E frumos multe, să faci asta, dar nu cumva e doar o chestiune libere de morală și nu de obligație? Adică banca, dacă avea aceste două zile la dispoziție, o fi zis, domnule, azi e joi, nu plătesc pentru că am două zile la dispoziție, ar trebui să plătesc sâmbătă, dar sâmbătă e zi nelucrătoare. Exact. Deci o să plătesc luni. Exact. Asta spun. Care este întrebarea? Păi întrebarea este dacă aveți vreo pârghie legală în baza acestor convenții să-i pedepsiți în vreun fel sau să le bateți obrazul dacă vreți, câtă vreme e o chestie opțională. Banca poate să spună așa a picat, nu e vina mea, că de ce nu mi-ați plătit miercuri? Că poate dacă plăteați miercuri reușim să dăm banii vineri, adică în cele două zile. Să știți că am făcut eforturi extraordinare să ajungă banii de luni. Există niște proceduri cu trezoreria, cu Ministerul Finanțelor, în sine, există niște proceduri stabilite în lege. Am făcut eforturi extraordinare pentru că știu ce înseamnă să treacă sărbătorile, să vină multe zile libere și să nu mai ai din ce să-ți plătești medicamente, cheltuielile necesare ca persoană în vârstă. Am făcut eforturi extraordinare. Dincolo de hârtii și de ce scrie în contract, suntem toți oameni. Dacă putem să facem un efort să le fie mai bine pensionarilor, haide să-l facem cu toții. Eu am mâine o întâlnire cu băncile. Eu nu oblig pe nimeni să rămână în contract cu casa de pensii. Eu spun doar că trebuie să lucrăm eficient cu toții și că în momentul în care convențiile sunt din 2001-2002, a venit momentul să le evaluăm și să discutăm cum putem face mai bine, că între timp ne-am modernizat și mijloacele de plată sunt mai rapide. Eu fac ce pot pe partea mea ca stat și, repet, s-au făcut niște eforturi extraordinare pentru a recupera aceste zile în partea noastră de instituții, de trezorerie, de deschidere de cont. Eu înțeleg foarte bine și probabil că foarte mulți apreciază ideea asta. Întrebarea e dumneavoastră, recomandându-le oamenilor să se îndrepte spre carduri, da, și mai puțin spre... Acest... Unde se poate, nu cumva sigur, pe partea absurd cealaltă le spuneți, dar băncile pe de altă parte întârzie. Deci nu mai bine lumea se gândește, nu mai bine rămân eu la poștă, că măcar poșta vine mai repede? N-aș
spune acest lucru. Repet, nimeni nu a recomandat ca pensionarii din rural, unde nu există bancomate, unde nu sunt obișnuiți să lucreze cu carduri, să meargă să-și facă carduri pentru că nu vor mai primi pensia. Să ne înțelegem că vor apărea speculații și cu privire la această afirmație. Eu am făcut o încurajare celor care locuiesc în mediul urban, cărora le este la îndemână, să ia în considerare acest apel. Totuși, ați primi banii pe card chiar și la două zile este mai rapid decât ritmul în care poșta reușește să facă plata. Și acesta este un fapt de necontestat. Dacă poți să-ți scurtezi perioada de în care primești pensia, eu zic că merită să iei în considerare. Repet, dacă se dorește acest lucru și dacă tot cadrul este pus la punct, ai un bancomat destul de aproape ca să poți să scoți, te simți confortabil să folosești cardul, că nu toată lumea a vrea să facă acest lucru și e dreptul oamenilor să decide. Ne întoarcem la discuție în câteva momente. Nu vorbim doar despre pensii, ci și despre alocațiile pentru copii și resursa de muncă. Cum ar putea fi convinși mai mulți specialiști, în mod special, să rămână aici, să lucreze aici în câteva momente. Alocațiilor pentru copii e pe masa președintelui, iar termenul de promulgare ar fi 18 ianuarie. Până atunci, spune Klaus Iohannis, se așteaptă lămuriri suplimentare legate de fondurile folosite. Cu toate astea, președintele spune că nu refuză să promulge această dublare a alocațiilor, doar că, doamna ministru, premierul zice să vedem de unde găsim banii și pentru asta, că nu sunt prevăzuți în buget și se discută tot mai intens despre o eventuală prorogare a aplicării acestei legi. Cum se va face asta? Într-adevăr, este dorința Partidului Național Liberal ca alocațiile să crească. Asta să știți că nu poate fi pusă la îndoială dacă te uiți un pic la cum au crescut acestea în ultimii ani. Au crescut. A fost inițiativa lui Sighiartău până la urmă anul trecut. Și 2015 la fel. Și anul trecut la fel. Deci cred că n-are nimeni nicio îndoială că Partidul Național Liberal nu-și dorește să crească cuantumul. Cu toate acestea, în condițiile în care această lege a venit imediat după ce se terminase de structurat bugetul și după ce el fusese promulgat, în mod evident, la această dublare, trebuie să-i răspunzi cu resurse financiare care n-au fost prevăzute în buget pe 2020. Și rămâne să vedem care să fie soluția pentru punerea ei totuși în aplicare. Ne dorim foarte mult ca acest lucru să se întâmple la momentul la care putem să facem anumite schimbări în buget care să ne permită acoperirea costurilor aferente. E vorba de 6 miliarde de lei, deci e vorba de o sumă consistentă pe care trebuie să o vedem pe măsură ce se execută prima parte a anului, bugetul pe prima parte a anului și rezultă resurse de pe urma acestor cheltuieli, rezultă rezerve de pe urma acestor cheltuieli. Vom vedea la cel mai probabil la momentul respectiv care este sursa, pentru că ne dorim ca ea să fie aplicată. Vă asigur de acest lucru. Probabil că nu vom putea să o facem acum în condițiile pe care vi le-am descris, dar ne dorim să o aplicăm. V-am auzit spunând că sunt 150.000 de oameni care sunt sub semnul întrebării, a căror utilitate, eficiență, cum vreți să o numim, oportunitate de a exista în structurile administrative, e pusă sub semnul întrebării în momentul ăsta. La asta ar trebui să ne așteptăm? La 150.000 de oameni care se dispară din funcționarii? Nu vă pot confirma cifra. Eu, de exemplu, am trecut prin trei etape de consultare și internă și externă cu privire la organigrama ministerului. Și am plecat de la o viziune și am făcut anumite schimbări care au, cel puțin în ce privește în legătură cu Ministerul Muncii, care au dus pe final chiar la creșterea numărului persoanelor pe care eu, pe organigrama pe care o am în vedere, organigramă suplă, organigramă care pune mai puțin accent pe directori și pe directorii general, cât pe specialiști, pe personal de execuție, am ajuns la o altă cifră decât cea la care plecase. Nu vă pot confirma această cifră, pentru că ea este într-o continuă schimbare. În toate ministerele se fac în acest moment evaluări care nu pleacă de la războaie personale, ci pleacă de la dorința reală de a determina o schimbare. Eu sunt aplicată și asupra schimbărilor în teritoriu. Vor fi probabil niște schimbări cele mai vizibile la ANOFM și AJOFM. Acolo văd cea mai serioasă problemă de eficiență și probabil că mă îndrept către o decizie
decizie de a organiza activitatea pe structuri teritoriale mai degrabă decât pe structuri județene și deci va rezulta un fel de regionalizare, un fel de abordare regională a activității, mai ales că în realitate tot ceea ce se întâmplă este o activitate care ar trebui să se întâmple cum folosim tehnologia și folosim căile moderne de recrutare și de identificare a persoanelor, respectiv de instruire acestora. Nu cred că un aparat public, care, apropo, din toate instituțiile din coordonare al Ministerului la JOFM-uri sunt cei mai mulți angajați pentru cel mai mic număr de beneficiari, după ce tragi linie la finalul anului. Prin urmare, aici urmează niște discuții împreună cu colegii mei, după care voi scoate în spațiu public o organigramă nouă și o dezbatere pe acest subiect. Așa am făcut și la Minister. Cifrele suferă modificări pe măsură ce iau reacții din partea celor care sunt interesați de acest subiect și am primit, chiar aș vrea să le mulțumim pentru Minister, am primit foarte multe reacții și de la companii de consultanță și de la oameni care lucrează în sistem și de la cetățeni care au interacționat cu Ministerul Muncii, de aceea nu vă pot confirma cifra, dar cert este că ne preocupă o eficientizare și o suplețe a aparatului public. Ceea ce ne duce la discuția despre forța de muncă, într-un fel încheiem simetric, pentru că toată discuția cu care noi am plecat despre cine va plăti pensiile are legătură cu cei care se angajează, de fapt. Și cei care ori pleacă din țară că nu vor să lucreze aici din vari motive, ori cei care pur și simplu preferă să stea o vreme și să nu intre în câmpul muncii. Ceea ce, însumat, creează o mare problemă pentru angajatorii care caută personal de toate felurile. Am văzut că ați mărit numărul permiselor de muncă pentru cetățeni străini. Aceeași cifră de anul trecut, dar ne punem problema să fim atenți la, e vorba de 30.000 contingentul de cetățeni care să vină să lucreze în România, dar e adevărat că suntem atenți și pe măsură ce patronatele ne semnalează o nevoie suplimentară, suntem receptivi să amendăm. E singura soluție, doamna ministru, asta? Import de forță de muncă? Nu este singura, dar este o soluție pentru anumite sectoare de activitate, dar nu este singura soluție. Eu cred că nu s-a creat mecanismul și vă spun, pentru ANOFM este un eșec, să o spunem pe românește. Sunt foarte mulți bani care s-au investit și în realitate niciun om care vrea să lucreze cu adevărat nu se îndreaptă spre poate exagerez puțin, dar oamenii apți de muncă nu se îndreaptă spre AJOFM, n-au încredere că instituția publică AJOFM le găsește un loc de muncă potrivit. Prin urmare, avem foarte multe lucruri de făcut în această privință. Într-adevăr, avem o problemă de forță de muncă și necalificată, dar mai ales calificată. Statul a eșuat complet în a ajunge la aceste categorii și a le da instrumentele prin care să-și găsească un loc de muncă. Dar oamenii, totuși, trebuie să ne punem și întrebarea asta. De ce preferă să nu se îndrepte spre structurile astea? Că de murit de foame probabil că nu mor. Și atunci tot statul poate ar trebui să se întrebe, domnule, ce... Păi mă întreb, asta vă spun și eu mă întreb, de ce nu s-au întrebat nimeni. Răspunsul. Găsesc și răspunsul. Ce fac oamenii aia care nu vin la AJOFM? Apelează. De câștigă niște bani, adică totuși cum reușesc ei să subziste? Referiți, la cei care spuneți nu vor sau n-au încredere, totuși... Nu, sunt oameni de 35-40 de ani care apelează la companii private, la companii specializate în recrutare. Deci bypassând statul cumva sau... Bypassând, ducându-se direct acolo. Bun. Și neavând încredere că dacă se duc la AJOFM, le găsește AJOFM angajatorul care se potrivește cu ceea ce caută, folosesc... Am înțeles, deci intermediarul e semi-inutil. Credibilitatea intermediarului mi se pare deosebit de importantă. În plus, lucru de care ne ocupăm în această privință, în plus, cred că a venit momentul să suprapunem evidența celor care primesc diferite tipuri de resurse de tip venit minim garantat cu evidența celor care participă la cursuri. S-ar putea să avem surprize în această privință, ca anumite categorii să fi fost tradițional beneficiari de diferite tipuri de venituri minime garantat, mă rog, de diferite forme de asistență, fără să fie avut apetit de a se duce către programe de pregătire. Și în momentul în care vedem că acest lucru se perpetuează, avem o problemă. Cine trebuie să le stârnească apetitul ăsta? Adică trebuie cumva să-i constrângi pe oamenii ăștia, păi, nu? Din nou văd o nevoie de a avea un AJOFM care să ajungă cu adevărat acolo unde, și nu doar să bifeze. A fost de curând, în toamna anului trecut, un târg al locurilor de muncă în București, o rușine
pentru ANOFM și pentru AJOFM București, o rușine. Au mimat un târg în care beneficiarii exact a acestor forme de prestații sociale au fost chemați, cumva li s-a condiționat prezența la acest târg de primire a diferitelor tipuri de ajutoare și au venit oamenii speriați ca să bifeze, au trecut pe la standuri și s-au și retras către casă. AJOFM nu știa despre ei că au într-adevăr o dorință să se angajeze sau veniseră, mă rog, ca să nu-și pierdă. Așteptăm venită. Schimbările cât de curând. Da, mulțumesc foarte mult. Pentru acest lucru vor veni schimbări radicale în scurtă vreme. Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc foarte mult. Urmează Dosar de Politician cu Silviu Mănăstire în câteva momente. Rămâneți cu noi. Bine v-am găsit, suntem la Dosar.